i-a condus spre nemurire prin moarte pe cei 300 de spartani care la Termopile au oprit invazia persană. Asiaticii încercau să cucerească Grecia cu o armată de 180.000 de soldați. Voievodul Transilvaniei a reușit să tempereze elanul de cuceritor al lui Mahomed al II-lea, pe când acesta se afla la apogeu după căderea Constantinopolului. Sângerosul asediu al Belgradului a cauzat o epidemie de ciumă căreia i-a căzut victimă și Iancu. Trimis în Indiile olandeze pentru a studia boala beriberii, medicul militar a descoperit că maladia se datora lipsei unei substanțe numită de el factor anti-beriberi. Ulterior, chimistul Casimir Funk a propus termenul de amina vitala, de unde a rezultat denumirea de vitamină. În acel caz era vorba despre vitamina B1 sau tiamina, iar între timp s-a aflat că de fapt nu toate vitaminele sunt amine. Filozoful provenit dintr-o familie de boieri moldoveni a ajuns la Paris la 16 ani și nu a mai revenit în țară. A studiat fizica avându-l ca profesor pe Louis de Broglie, fiind mai apoi atras de filozofie. În 1944 a încercat să-și salveze prietenul Beniamin Fundoianu din lagările naziste, n-a reușit. Scoțianul este considerat al doilea pământean bogat după Rockefeller, cu avere estimată în banii de astăzi la circa 300 de miliarde de dolari. De fapt, lui au fost necesari doar 10% din ei, restul donându-l în scopuri caritabile. Asemănat de unii cu Caragiale, de alții cu Cehov, dramaturgul bucureștean s-a afirmat vorbind despre prostie și ipocrizie. Proști sub clar de lună sau nebuni fățarnici există de când lumea și vorba lui, proștii mor, prostia niciodată. Există momente în istorie de care unii oameni par mai conștienți sau dimpotrivă. Studentul praghez și-a dat foc în centrul orașului pentru a protesta împotriva invaziei sovietice din 1968. Tu ardeală, tu ardeală, suntem oșteni, pentru sfânt, pentru sfânt, munții apuse. Nu uitați la aceasta, dreaptă ne e brazda, și-am lucrat-o toată. Matematicianul Barbilian s-a apucat de scris poezii în urma unui rămășag pus cu prietenul său Tudor Vianu. Dacă metrica geometriei neeuclidiene, în care distanța generată poate fi reprezentată ca oscilație logaritmică, sună deja de neînțeles, și mai ermetice sunt de fapt versurile sale, deși unii au pretenția de a le fi înțeles. A fost ultima eclipsă totală de soare vizibilă de pe teritoriul României, un spectacol ciudat care ar putea impresiona prin acuratețea calculelor făcute de astronomi. Următoarea va fi prin 2084. Domnul Zoom a hotărât să devină regizor pe la 15 ani după ce vizionase de 12 ori la un cinematograf din Piatra Neamț comedia muzicală Volga Volga. După mai bine de două decenii de televiziune în Spania și Italia, ne-a dus în România formate de succes ale unor emisiuni de televiziune. Că televiziunea română a fost o școală, eu aici am învățat să fac televiziune, am făcut Institutul de Teatru și Cinematografie, dar acolo teoria era extraordinară, practica era mai puțin extraordinară. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.